Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pregătim încă o decorațiune frumoasă pentru salatele noastre de sărbători. Puișori din ouă. Pentru aceasta avem nevoie de un ou, boabe de piper care le vom folosi pe post de nasturi, o scobitoare cu care vom fixa pălăriuța și, cum vedeți aici din morcovi, am tăiat două aripioare, cioc, piciorușe și creastă, pe care le-am făcut din morcovi. Dar foarte bine, dumneavoastră puteți să le realizați și din ridichi. Tăiem oul nostru la bază, ca să poată fi așezat cât mai drept, să nu stea înclinat. Și același lucru îl vom face sus. Vom folosi această parte pe post de pălăriuță. Cu grijă vom scoate gălbenușul pe care îl vom folosi pe post de căpșor, iar înăuntru oul dumneavoastră să-l umpleți cu umplutura care vă place. De obicei fiecare familie are o anumită pastă, cu pateu, cu pește, cu brânză. La asta nu revin, am și eu umplutura mea cu care am să-l umplu și revin să-l decorăm. Luăm prima dată și fixăm năsturașii, pentru că pe urmă o să ne fie mai greu să îi fixăm. Riscăm să stricăm oul. 2, 3, 4, cât în cap pe oul pe care l-am pregătit. Și-l așezăm în picioare. Așezăm piciorușele. Și punem corpul puișorului nostru pe piciorușele din morcovi. Îi fixăm capul și cu o scobitoare îl fixăm bine să nu cadă. Așa dumneavoastră veți putea să-l mai mutați, să-l mișcați, să-l așezați acolo unde vă place. Pe pălăriuță vom fixa morcovul tăiat pe post de creastă și, pentru că este un pic de scobitoare rămasă în afară, fixăm pălăriuța. Îi fixăm stânga și dreapta aripioarele. Morcovii să fie proaspăt tăiați, să fie tari, ca să se poată înfige în ou. Dacă nu sunt proaspeți și sunt moi, se vor mișca stânga și dreapta. Avem de pus acum cioculețul. Asta să fie singura grijă, ca ele să fie tăiate proaspete, pentru că dacă sunt tăiate de mult timp, vor fi moi și nu o să puteți să le înfigeți ca să stea bine. Acum punem ochișorii, stânga-dreapta, presați ușor să nu se sfărâme ou, că oricum este foarte fragil, știți că este foarte fragil. Și mai faceți aranjamentele de final, eventual dacă doriți, mai adăugați aici câte o frunzuliță, la pălăriuța puișorului nostru. Chiar dacă se sfărâmă un pic din ou, nu vă faceți nicio problemă, îl împingeți înapoi și rămâne bine fixat. Îi adăugăm o pană la pălărie, dintr-un fir de verdeață. Nu este obligatoriu, numai dacă doriți. Dacă nu, puteți să-i lăsați și simplu așa cum este. Dar pentru că acum a început verdeața și se poate, putem să-l decorăm în fel și chip. Și uite așa putem să facem o armată de puișori cu care să ne decorăm salatele. Nu numai că ne decorăm salatele, dar ce ușor putem convinge copiii să mănânce ouă, mai ales că știu că mulți dintre copii au această problemă, nu le plac ouăle. Dar așa prezentați drăgălași, vor fi foarte apetisanți.
Poftă bună, doamnelor și domnilor!